Salutare, dragi prieteni! Revenim astăzi cu un nou filmuleț despre ceea ce facem în crescătoria noastră și, bineînțeles, un nou filmuleț, un nou tips, un nou pont pentru porumbeii voștri. După cum cred că puteți vedea în spatele meu, la Oradea a venit primăvara și așa a creat Dumnezeu natura încât în fiecare moment al anului avem anumite plante și fructe care ne ajută să ducem o viață mai sănătoasă, atât noi cât și mai ales porumbeii noștri. Ceea ce vedeți acum aici este o rețetă pe care o folosim în primăvară pentru porumbei, și anume ceaiul de urzici proaspăt culese. Datorită unui vecin, Neasătac, care mi-a adus o pungă de urzici la rugămintea mea, putem începe această cură pe care o să o ținem câteva zile la rând, măcar o săptămână. Urzica are niște proprietăți fantastice. Pe lângă purificatoarea sângelui, este plină de vitamine, ajută foarte mult la relaxarea musculară, ajută foarte mult sistemul osos. Puteți să găsiți beneficii despre urzică foarte simplu pe Google. Eu azi, în schimb, am să vă arăt ce facem și cum procedăm pentru a face ceaiul de urzică. Așadar, punem apă la fiert. În momentul când apa fierbe, punem frunzele de urzică, cam o mână, ce să zic, la un litru, 2 litri de apă, și lăsăm la infuzat această soluție timp de o oră, două, trei, de multe ori este bine, sau nu e nimic greșit să o facem seara, să lăsăm până dimineața la infuzat, după care strecurăm acest ceai minune. Da? Și adăugăm lămâie. Eu de regulă adaug după ochi. Așa. Eu aici am făcut un litru de ceai care este suficient pentru adăparea de după masă a celor 34 de femele care le avem în momentul ăsta în crescătorie. Și adăugăm miere de albine. Mierea de albine este un produs natural fantastic pe care puteți să-l dați cu încredere porumbeilor voștri în orice zi din an. În absolut orice zi din an. Mai mult, puteți să-l puneți în apă și atunci când dați medicamente porumbeilor, medicamente care schimbă gustul în principal și porumbeilor nu le place apa atât de mult, un îndulcitor face ca apa să fie mult, mult, mult mai plăcută și mai acceptată de către porumbei. Amestec foarte bine și din acest amestec vor primi femelele noastre în această seară după antrenamentul de seară. Bineînțeles că nu trebuie să excludem porumbeii de reproducție, masculii, pui și tot ce mai avem de la acest tratament. Dacă tot facem un ceai, putem să-l facem pentru toți porumbeii, dar efectele sunt foarte, foarte bune la porumbeii de zbor. Sper că v-a plăcut acest episod, sper că v-au plăcut sfaturile mele. Și dacă încă nu v-ați abonat la canalul meu, puteți să o faceți foarte ușor printr-un click. Totodată, dacă dați un click pe clopoțel alăturat, veți fi notificați ori de câte ori postăm. Și v-aș fi recunoscător dacă ați share-ui acest filmuleț pe canalele voastre de social media pentru prietenii voștri. Filmele noastre vor fi mai dese în următoarea perioadă, pentru că avem o echipă nouă care ne ajută să facem aceste filmulețe de calitate și pe care o să vă prezint la un moment dat, dar deocamdată îi lăsăm să muncească. Așadar, stați alături de noi și țineți aproape, pentru că sezonul începe în curând. Salutări!